un leșin așa și mi-am pierdut cunoștința. Ați la frizerie? La frizerie. Acest bărbat a ajuns la spitalul județean din Drobeta, Turnu Severin, după ce i s-a făcut rău la frizerie. Medicii de la ambulanță i-au acordat primul ajutor și l-au dus la unitatea de primiri urgențe. Tot aici a ajuns și un bărbat în vârstă de 48 de ani, căruia i s-a făcut rău pe stradă. O ambulanță l-a preluat în stop cardiorespirator, iar la spital medicii au încercat să-l salveze. 45 de minute au durat manevrele de resuscitare, dar pentru că pacientul nu a răspuns în cele din urmă, a fost declarat decesul. Au fost 3 persoane care au fost luate căzute din locuri publice, dintre care una a și decedat. Rudele bărbatului decedat au declarat că victima avea antecedente medicale, cel mai probabil pe fond cardiovascular. La Drobeta, Turnu Severin, au fost marți 34 de grade Celsius.